Numele meu este Petrache Laurențiu Sorin și reprezint compania Bayer, segmentul de horticultură al companiei Bayer pentru țările România și Republica Moldova. Avem mai multe produse pe care dorim să le promovăm și să le explicăm fermierilor. Unul dintre cele mai importante, un produs ce reprezintă inovația companiei Bayer, este produsul Decistrap, o capcană ce are la bază substanța activă Decis, un piretroid pe bază de deltametrin ce acționează prin contact și are efect de șoc. Ragoletis, în general, este un dăunător ce ernează jos, la baza pomilor, în apropierea sursei de hrană, iar la acumularea gradelor de temperatură iese din sol și își începe ciclul, își reia ciclul de viață. Avem focare foarte mari de musca cireșului în anii cu temperaturi ridicate și fără umiditate, deci cum este anul curent. O femeie poate să depună până la 200 de ouă și de aceea, deci daunele poate să fie foarte mari. Când avem ani ploioși, numărul dăunătorului este cu mult mai mic. Decistrap este un tool simplu și se compune în mare parte din trei componente. Este vorba de capacul transparent. Capacul transparent este impregnat cu deltametrin și nu trebuie șters pentru că, iată, avem aici o zonă care pare murdară. Nu trebuie să ștergem această zonă, ea se cheamă film de deltametrin aplicat pe capac. Înăuntru se află plicul cu atractant, este un plic alb pe care nu trebuie să-l rupem. Atractantul nu este feromonal, este atractant de hrănire. Deci în interiorul capcanei vor fi atrase atât speciile mascule cât și cele femele. Deci un dublu control și un avantaj față de capcanele feromonale. Dăunătorul este atras, observă că hrana nu este disponibilă, încearcă să părăsească, să-și reia zborul, atinge capacul, deltametrin, este o substanță activă de șoc. Dăunătorii rămân și îi putem monitoriza, îi putem număra, îi putem evidenția. Capcana nu are rol doar de control al dăunătorului. Ea poate fi folosită și ca prognoză sau avertizare când apar primii dăunători. Capcana este simplă, doza de asemenea 100 de capcane recomandată la hectar, însă în funcție de vârsta plantației sau de modul de cultură clasic, intensiv, super intensiv, această doză poate varia până la minim 50-60 de capcane la hectar. Recomandarea este să o muntăm în pom, pe zona de sud, orientare spre sud, pentru că deltametrinul, se știe fiind piretroid, este o substanță volatilă, are nevoie de soare, de temperatură, pentru a crea acest efect de șoc asupra dăunătorului. Deci montarea pe partea de sud este bine să o montăm sub un foliaj de frunze, da? Nu în directa bătaie a soarelui, pentru că nu are protecție ultraviolete și este bine să avem grijă să o protejăm de razele soarelui. Este un produs destul de ușor de întrebuințat. L-ai instalat odată și ai uitat ce ține de musca. Anul dat l-am testat pe o suprafață de jumate de hectar, folosind și acei martori de evidență a dăunătorului. Și o parte este în cultura tradițională cu folosirea tratamentelor chimice. După rezultate, practic, observăm că a avut un efect. Musca a fost capturată, a fost prinsă în aceste căpcăni, s-a dus evidența odată la două zile și urmând nemijlocit în timpul recoltării stabilim și gradul de infectare cu acest dăunător. Deci avem un montaj simplu, o distribuire uniformă, o durată de eficacitate de 150 de zile și mai ales lipsa rezidurilor în fructe. Produsul nu ia contact cu fructele, de fapt nici cu frunzele sau cu ramurile. Atrage doar dăunătorul, nu insectele utile.
Ca avantaj este clar că nu există în momentul de față, în pomicultură, în orice segment, niciun produs care să ofere protecție 150 de zile. Majoritatea produselor oferă protecție 7 zile, 10 zile, maxim 12-14 zile, dacă vorbim de fungicide și aici doar fosetilul de aluminiu poate face asta. Un alt avantaj care ne detașează, ne departajează de alte produse, este faptul că avem un control continuu, nu depinde de temperatura, independența lui față de condițiile meteorologice. Un alt avantaj, aș spune, prețul pe care ni-l aduce, valoarea în plus pe care o aduce un produs, ce are un profil biologic, chiar dacă el nu este omologat ca și biologic, produsul ne aduce acest avantaj, nu avem reziduri. Analizele vor arăta că am folosit produse biologice și ne va permite să mergem cu prețul către zona de produs bio, neavând reziduri în plantă.